a dus la îmbolnăvirea a 3 copii internați în capitală la Spitalul Marie Curie. Hipermarketurile au început să retragă de la vânzare brânza care ar fi sursa îmbolnăvirii produsă de firma din Argeș. Și de aici întrebarea dacă mai sunt surse 100% sigure când vine vorba de alimentele pe care le cumpărăm. Alături de noi este doamna profesor Veronica Mocanu, nutriționist. Bună ziua, bun venit în platoul știrilor! Bună ziua! Așadar, cât de atenți suntem, mai ales că există și trenduri de alimentație eco-bio, multe persoane cumpără direct de la producător, în sensul că vorbim de cei care produc aceste alimente în gospodăria proprie. Legat de îmbolnăvirile recente cu Escherichia coli și de acea boală gravă, sindromul hemolitic uremic, din datele din literatură reiese că peste 70% din îmbolnăviri sunt produse de alimente. Deci contactul cu alimentele contaminate cu Escherichia coli. Deci este foarte important să avem grijă la ce mâncăm, la aceste alimente care sunt contaminate. Și atunci ne întrebăm care sunt principalele alimente contaminate și tot așa, din statistici, rezultă că principalele alimente contaminate sunt carnea și laptele, care nu sunt pregătite termic corespunzător. Și care au și o valabilitate mai scăzută față de alte alimente, fructe, legume, vorbind în mod special. Și asta, dar în primul rând, dacă ne referim la lapte, este vorba de laptele nefiert, pe care poate părinții îl cumpără de la producătorii locali sau din gospodărie, sau a produsele brânzeturile, produsele lactate, brânzeturile care nu sunt pasteurizate și care pot să fie contaminate cu această bacterie. Dintre produsele de carne, cele tocate și în special în carnea de vită, iarăși insuficient prelucrată, pentru că trebuie să aibă o temperatură în interiorul cărnii prelucrate de peste 70 de grade, sunt alte surse prin care se transmite această bacterie foarte periculoasă pentru organism. Legat de sursele pe exact, care le folosim de sigure sunt pentru, până la urmă surse și cum putem să depistăm a ne apăra de această bacterie. Bacteria Escherichia coli, care este o bacterie care trăiește în intestinul omului și al animalelor, este de obicei inofensivă și iată că apar destul de rar asemenea tulpini foarte agresive. Unde se găsesc ele? De obicei în intestinul animalelor. Aceste produse care provin de la animale trebuie foarte bine verificate, autorizate veterinar și de asemenea la nivelul supermarketurilor, pentru că era vorba de supermarketuri, să se verifice foarte bine sursa de proveniență. Dacă vorbim în gospodărie, sigur trebuie să prelucrăm carnea în mod corespunzător, deci să fie foarte bine pregătită termic. Să ne spălăm pe mâini atunci când o folosim ca atare crudă, pentru că ea crudă poate să conțină bacteriile. Iar în ceea ce privește laptele, iarăși mare atenție, laptele de la țăran, laptele de la producători trebuie fiert și chiar această fierbere este recomandată pentru copilul atât de mic să fie de 10 minute și de asemenea produsele lactate, brânzeturile să fie din laptele fiert sau pasteurizat. În același timp, în ultima perioadă, să spunem în ultimii ani, tot mai multe persoane sunt extrem de preocupate de alimentație, să mănânce cât mai sănătos, să mănânce chiar bio. Au apărut și aceste noi trenduri, să le spunem așa, ro-vegan, să gătim cât mai puțin. Cât de bine este totuși să privim alimentația noastră într-o notă, aș spune eu, extremă, fiindcă până la urmă este în regulă să fim atenți la ceea ce consumăm, dar să nu facem din acest lucru o preocupare exagerată. Cred că aici trebuie să aducem din nou în discuție igiena, pentru că toate alimentele de tip fructe și legume trebuie bine spălate și în ceea ce privește contactul cu animalele din curte, să spunem, că sunt mai multe animale decât vacile care pot să transmită această bacterie, spălatul pe mâini rămâne un deziderat important. Aș putea să aduc acum în obiectiv un program pe care l-am inițiat, Traistă cu Sănătate, și în care noi învățăm copiii nu numai despre alimentația sănătoasă, ci și despre regulile de igienă, pentru că
obiceiurile acestea se formează din copilărie. Să spunem că mergeți în școli și da, încercați să le arătați copiilor încă de la o vârstă fragedă cum ar trebui să se alimenteze exact corect, atât igienic, dar nu numai, și cât și corect. Și alegerea alimentelor sănătoase și diverse, să fie din toate categoriile. Acum suntem și într-o perioadă în care trecem de la sezonul rece la sezonul cald. Ar trebui să fim atenți la ceva anume? Ar trebui să avem o alimentație cu precădere, nu știu, spre fructe, legume? Care ar trebui să fie alimentația noastră de zi cu zi în această perioadă? Din experiențele noastre din fiecare an, putem spune că am putea renunța la roșiile, salata din supermarket și am putea să trecem să cumpărăm din piață, de la producătorii locali, dar atenție să ne spălăm bine pe mâini și de asemenea să le spălăm bine pe mâini. Să ne bucurăm așadar de produsele locale. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste precizări.